Deși inițial am vrut să numesc filmulețul o bobină de 3 lei, fie că vă vine să credeți, fie că nu, acesta a fost costul întregului proiect. Un transistor de 2,50 lei și o rezistență de 5 bani, chid că înainte am mai arsat 3 transistor încercând diverse configurații și moduri de funcționare. Nu am de gând să vă țin o litanie aici despre cine a fost Nicola Tesla și nici despre cum a obținut el energia liberă pentru că este netul deja plin de așa ceva. Depinde doar de câtă cultură generală și tehnică aveți și, cu, și de cum digerați toate aberațiile despre free energy lansate de către cei care au văzut și ei pentru prima dată cum o amărâtă de bobină produce fulgere. Iar pentru că tot veni vorba despre fenomene atmosferice din aceste extreme, iarăși aș vrea să vă atenționez că experimentul nu vă va transforma bucătăria în casa groazei, oricât v-ați dori voi asta, umplând-o cu fulgere de jumătate de metru. Nu de alta, dar YouTube-ul este plin și de bobine alimentate la doar 9 volți și ilustrate cu imagini de dreptul apocaliptice. Bobina Tesla nu este altceva decât un oscilator electronic, așa cum aveți prin toată casa, de la cuptorul cu microunde, radio, televizor, plita cu inducție, calculator și până la telefoanele pe care probabil vă uitați acum. Singura diferență este că ea amplifică foarte mult o tensiune, iar circuitul de ieșire este în aer, adică liber, sarcinile electrice produse scurgându-se la pământ prin tot ceea ce găsesc: aer, becuri, antenele aparatelor de radio sau chiar propria voastră persoană. Dacă de electrocasnicele numerate nu vă, probabil nu vă faceți griji, în cazul de față, nici propria piele nu este în pericol, deoarece odată cu ridicarea tensiunii până la câteva mii de volți, curentul scade și el atât de mult încât ori nu mai simțiți, ori nu mai reprezintă un pericol. Doar cu titlul de cultură generală, tensiunea minimă pe care o cam simte toată lumea ca fiind insuportabilă este de circa 60 de volți, cu condiția însă ca ea să fie alternativă, iar curentul prin corp să depășească 5-10 mA. În cazul de față, tensiunea este de circa 200 de ori mai mare, însă curentul este de circa 5000 de ori mai mic. Partea cea mai dureroasă a întregului experiment este bobinarea celor 700 de spire pe o bucată de țeavă de polipropilenă cu diametrul de 33 de mm și lungimea de 24 de cm. Dacă aveți nervi pentru așa ceva, nu aveți decât să numărați spirele, însă eu nu mi-am bătut capul, ci am folosit o sârmă cu diametrul de 0,3 mm de la o electrovalvă veche, care bobinată spiră lângă spiră pe o bară de 24 de centimetri ar trebui să genereze circa 7-800 de spire. Cu erorile de rigoare și considerând că nu puteam bobina perfect, am apreciat bobina finală la circa 700-700 ceva de spire. Pentru aceasta, la circa 3-4 mm de fiecare capăt, am găurit seava cu un burghiu de 1,5 mm, prin aceste găuri mici fixând cele două capete ale bobinei. Toată operațiunea a durat circa două ore cu pauze cu tot, așa că așezați-vă comod, fixați-vă bobina veche pe un suport care să-i permită rotația liberă și dați-i bătaie. Când vă vor lăsa fie nervii, fie mușchi, fixați sârma în poziția în care v-ați oprit cu ajutorul unei benzi adezive din hârtie. Când reluați, aveți grijă să nu slăbiți înfășurarea, deoarece este foarte important ca sârma să fie bobinată cât mai strâns pe țeavă, iar spirele să fie cât mai apropiate cu putință. Pentru fixarea întregului ansamblu, am tăiat dintr-o bucată de parchet o plăcuță de 12,5 pe 12,5 cm, pe care am găurit-o în scopul fixării țevii de mai înainte. În acest scop am folosit un cilindru din lemn cu lungimea de 25 de mm, însă la fel de bine mergea și un dob de șampanie, spre exemplu, pe el urmând a intra ușor forțat țeava. Pentru a proteja capătul inferior al bobinei de frecarea cu cilindru de lemn, în acesta, din urmă, am făcut o fantă longitudinală cu ajutorul unei pile triunghiulare. În felul acesta, nu mai există riscul ca la montări și demontări să rup sârma. Întorcându-ne puțin iarăși la electronică, această bobină se comportă oarecum ca un transformator, prin urmare, are o înfășurare primară și una secundară. Ce a realizat anterior este secundarul, care va fi la interiorul ansamblului, iar în continuare va trebui realizată înfășurarea primară, ce va fi la exterior. Pentru aceasta, am folosit un tub de carton de la o folie streci alimentară, ce are diametru exterior de circa 60 de mm, din care am tăiat o bucată cu lungimea de 65 de mm. Cele patru găuri au în acest caz rol de a fixa sârma cu secțiunea de 1,5 mm pătrați. Aceasta nu este musa a fi dezizolată, însă se lucrează mai ușor cu ea în acest caz, ba chiar poate fi mai subțire de atât, dar iarăși nu mi-am bătut capul să caut altceva. Din această sârmă se fac două spire pe tubul de carton și se fixează după cum se vede. Dacă folosiți alte materiale sau dimensiuni, țineți cont că cele două spire ale înfășurării primare în poziția finală de montaj să se afle la circa 20 de mm de capătul inferior al celei secundare. Tubul de carton l-am mai găurit odată la partea de jos pentru a putea ieși capătul inferior al primei bobine realizate. La nivel de montaj, filozofia este destul de simplă pentru cine are un pistol de lipit, cositor, câteva bucățele de sârmă, o clemă de instalație electrică și un radiator de circa 60 cm pătrați. Transistorul este un tip 41, chiar acesta este numele lui, nu un tip anume, iar rezistența este de 33 de kOhm. Dacă nu știți care sunt pinii transistorului, căutați un data sheet al acestuia și vă lămuriți foarte ușor sau pur și simplu repetați ce vedeți în imagini. Schema electronică este chiar cea din imagine. Celor familiarizați cu electronica le pot spune că tranzistorii cu frecvența de tranziție mai mare de 25 de MHz funcționează mult mai bine, cu condiția însă să nu fie în configurație Darlington, care chiar nu știu de ce, dar nu oscilează deloc. De dragul curiozității l-am pus și pe osciloscop pentru a vedea forma de undă și a măsura semnalele, deși curentul este atât de mic încât impedanța de intrare a osciloscopului se pare că nu este suficientă pentru a nu produce interferențe. Oscilația de bază a fost undeva în jur de 222 de kHz, ceea ce se încadrează între 100 și 1000 de kHz, cum spun cărțile. Nici forma de undă nu este chiar ca la carte, dar de la doar un tranzistor bipolar și o rezistență chiar nu puteam cere mai mult. Ar mai fi un lucru foarte important de spus despre modul de conectare a celor două bobine, deoarece altfel montajul nu funcționează. Observați cu atenție sensul în care ați bobinat cele două bobine și dacă sunt bobinate în sensuri inverse una față de cealaltă, atunci capătul inferior al primarului se leagă la uh, colectorul tranzistorului, iar capătul superior la plus 12V, în timp ce dacă au fost bobinate în același sens, cele două capete trebuie legate invers. Același sens de bobinaj înseamnă că, imaginându-vă mergând pe spire din același loc, fie de sus în jos, fie de jos în sus, să vă rotiți în același, sens, în același sens, orar sau trigonometric, în cazul ambelor bobine. În cazul meu, bobinele sunt invers, una față de cealaltă. Tot referitor la poveștile de pe net, nu încercați să alimentați montajul fără radiator, pentru că în doar câteva secunde veți arde tranzistorul și astfel veți dubla prețul proiectului chiar și cu radiator, nu este indicat să-l țineți în funcțiune mai mult de 5-10 minute continuu, deoarece veți vedea că se încălzește destul de bine. Dacă nu aveți radiatorul, îl găsiți în orice sursă de calculator sau îl puteți chiar cumpăra ca atare, deși va costa de 7-10 ori mai mult decât toate celelalte materiale. Acumulatorul de sarcin din vârful înfășurării secundare nu este altceva decât o bilă din polistiren din jucăriile copilului, învelită în staniul alimentar, deși condiția de funcționare corectă a acesteia este să aibă suprafața perfect netedă. Eu am înlocuit-o mai târziu cu o bilă de oțel, dar încă mă gândesc cu groază cum ar fi să-mi cadă pe picioare. Capătul superior al secundarului l-am dezizolat și pe el cu un cutter și l-am împins în interiorul bobinei, astfel încât bila odată așezată sus să aibă contact electric cu firul. În continuare, a fost doar distracție. Fără bila de staniol, deci cu capătul liber al bobinei în sus, și, întins, și cu firul întins la maxim, veți vedea că produce un con de scântei cu înălțimea de circa 10-12 mm, care nu curentează dacă îl atingeți, însă scânteia propriu zis să vă va frige ușor. Dacă nu vreți senzațitari, tari, puteți aprinde cu ajutorul bobinei cam orice tub de lumină fluorescentă sau becuri cu descărcare în gaze, deși de departe cel mai fascinant mi s-a părut modul în care formează un curent de plasmă în becurile normale, cu filament. În cazul cu capătul liber al secundarului în aer, veți simți imediat și mirosul specific de ozon. În continuare nu știu de ce nu curentează deloc, însă efectul termic, adică inclusiv mirosul de piere arsă, vreau să spun, se manifestă în mai toate cazurile în care ating direct sau prin intermediul unui conductor metalic capătul liber al secundarului. Iar asta indiferent de suprafața de contact cu piele. Explicația mea este că se produce cumva un arc electric intraepidermic, dar dacă aveți alte idei, le primesc cu plăcere. Dacă nu aveți prin casă toate prostiile pe care le-am eu în laboratorul de electronică, nu-i nimic. Limitați-vă la becurile comune și vă garantez eu că experimentul va merita cu vârf și îndesat cei 3 lei și o jumătate de zi de lucru. Succes! Dacă v-a plăcut, vă invit să vă abonați și veți primi notificări de fiecare dată când voi încărca filme noi. De asemenea, aștept orice fel de comentarii, sugestii sau întrebări, iar un share este oricând binevenit. Mulțumesc!